If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love. Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Pentru astăzi v-am pregătit un set de exerciții foarte bune care o să vă ajute să aveți un abdomen plat și fese bombate. Vă reamintesc că pe site-ul meu cristinazavarski.com găsiți programe cu antrenamente pentru 30 de zile sau 40 de zile în funcție de programul ales. Acolo puteți găsi programe și pentru fese, și pentru un abdomen plat, și pentru slăbire, și pentru tot corpul, depinde ce vă interesează. Ne antrenăm 6 zile pe săptămână și aveți doar o zi pauză. Toate detaliile le găsiți pe site-ul cristinazavarski.com. Iar acum să trecem la treabă! Stăm pe spate, ridicăm picioarele și acum coborâm pe rând fiecare picior. Ne sprijinim picioarele, spatele drept și acum ridicăm și coborâm piciorul stâng. Piciorul rămâne sus și stăm în această poziție. Schimbăm piciorul. Piciorul rămâne sus și stăm în această poziție.
relaxate, piciorul drept este înduit, piciorul stâng întins, mâinile la cap și acum aducem împreună cotul stâng și piciorul drept. Schimbăm mâna și piciorul. Ne sprijinim pe coate, spatele drept, întindem piciorul stâng și acum ridicăm și coborâm. Piciorul rămâne sus și stăm în această poziție. Schimbăm piciorul. Thank you.
Piciorul rămâne sus și stăm în această poziție. Stăm pe spate, ducem piciorele în partea dreaptă, mâinile la cap și acum ridicăm corpul, coborâm. If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark, but there's nothing I can do. Get to you, so I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah, it's only a dream, it's how I feel, that you deserve better than me. Ducem picioarele în partea stângă de data aceasta, mâinile la cap și din nou ridicăm corpul, coborâm. Acum o să facem exercițiul forfica. Ca să vă fie mai ușor să faceți acest exercițiu, puneți palmele sub fese, întindem picioarele și facem exercițiu. Ne relaxăm, picioarele la piept.
Dragii mei, acesta a fost antrenamentul nostru de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut. M-aș bucura, după ce terminați acest antrenament, să-mi scrieți jos în comentarii am făcut antrenamentul, ca să știu câți dintre voi vă antrenați împreună cu mine. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag! Pa, pa!